puțin mai pe mare. Cum? E lucrată pe ochi mai mare aici. Aha. Și e pe canafas. Dar ăsta e goblin. Adevărat. E, stați puțin să vă arăt. Deci în spate nu are absolut noduri sau ceva. Noduri. Da, da, da. Deci, dar nu e, este o muncă neapreciată. E foarte mult de lucru la el. Din păcate, da. Acesta e iarăși. E costumul fake. De ăsta, tot un astfel la făcut. Costumul? Da. Costumul sau e de la Bodeanu? De la Bodeanu. Da? De la soacră, da. Mai trăiește soacra noastră? Trăiește, da. Are 75 de ani. A, și... e aproape de vârsta lui Duminica. Da. Și costumele sunt și alea împrumutate de la părinții. Da, da, da. Aceste două costume, asta și ăla de acolo, sunt foarte vechi. Sunt trecute de sute de ani costumele. Și scoparele sunt foarte vechi. Sunt poporul tot, da, la tot așa vechi. Da, tot zonă. Și asta e lucrat în Bodeanu, în Bodeanu, să țese la noi. Deci încercăm să ducem tradiția. Și noi tradiția mai departe cu aceste... Foarte frumos. Și asta este iarăși un costum din zona noastră populară. Totuși, iarăși, mai vechi, mai vechi, cam de vreo 70 de ani, așa. De la Obârșa Cloșani? Nu, Obârșa Cloșani, suntem la Godeanu de Păunești. A, nu celălalt, suntem de, celălalt, da, Godeanu. Nu suntem Godeanu de Obârșa, suntem de Godeanu de Păunești. Seamănă. Se aseamănă că e zona de munte, e tot zona noastră de mehedinți. Dar toate aceste macate, pomboare, sunt lucrate la noi în sac. Manual. Manual, la război. Bun, la război, da. Încercăm și noi să ducem tradiția mai departe. Asta era zestrea care se zestre, făcea. Zestre, da. Avem acolo lada de zestre, în care am avut... Ana, ridică-te puțin. Da, lasă. Toate aceste înmulțirile astea, da, le-am văzut în lada de zestre. Le-am avut. Practic în lada. Asta e o zestre, da, cum ar veni. Da, e zestre. Da. Lada de zestre și lucru manual de mână. Ciorapi. Și aia de acolo e furca de dors? Furca de dors, care se face firul pentru ciorapi. Da. Vârtelnița? Vârtelnița. E pentru... Pentru daracit. Daracit, darac de lucru. Aha, mai știu ce eu, vedeți? Daracit? Da, da. Să vă fac o demonstrație? Nu. Ce să vă spun? Și încercăm să ducem totul o tradiție mai... Pentru ai tineri, măcar să vadă. Dar aveți fete care să vină să le învățați? Da. Din stat de acolo? Da. Și le drag? Le iese dragul. Dar nu vreau spor. Nu vreau să credem să vinde. Nu este apreciată munca noastră, nimeni nu... Era odată, arta populară care cumpăra și care vindea, nu mai e. Să mai ia... Nu prea mai e, că nu sunt bani, nu știu ce se întâmplă, dar e cam, da, cam săracă lumea. Cam săracă lumea. Noi încercăm totuși să-i atragem, să-i îndrumăm, să își mențină tradiția și... Cum e numele dumneavoastră? Dumitrescu Mariola. Doamna Dumitrescu Mariola, din Godeanu. Din Godeanu. Din Godeanu. Și autoare și... Artistul care le și face. Nu pot să spun că, nu mai știu, e o... Una de la soacră, una, da, dar da, le face, da, știți? Da, da. Știți toate rânduielile? Toate. Bine. Toate rânduielile. Și oricum îi mulțumim și domnului primar că ne-a invitat. Da, să știți că avem un primar minunat. Că ne-a invitat să venim, da, și noi aici cu micile noastre produse, cum se spune. Da. Bine. Vă mulțumim. Succes pe mai departe. Mulțumim mult.